începutul acestei săptămâni s-a menținut în același ambient ca cel de weekend, cu temperaturi cuprinse între 20 și 22 de grade Celsius. Din această seară, vremea va intra într-un proces de schimbare, temperaturile vor coborî, iar ploile vor reveni în cea mai mare parte a țării. Pentru marți, meteorologii anunță precipitații în centrul, estul și sud-estul României și pe suprafețe mai restrânse în celelalte zone. Vorbim din nou de averse, descărcări electrice și cantități însemnate de apă. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare ce este valabilă de luni, ora 14 până marți, ora 20, informare ce anunță intensificări ale vântului în zona de sud-est. Temperaturile scad marți și ajung la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului. Mercurul va urca în termometre până în jurul valorii de 15 grade Celsius. Astfel, în județ, la hotarele Comana, Ghimpați și Giurgiu se vor înregistra 15 grade, la izvoarele 14, iar la Bolintin 16 grade. Vântul va sufla cu putere de 12 km din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 769 mm coloană de mercur. Dunărea se află în scădere cu 5 până la 15 cm, cota probabilă 149 de cm, iar umiditatea aerului va fi de 38%.